Se spune că omul sfințește locul, la fel o face și Leanca Anastasiev atunci când intră în bucătărie. Fie că este în Moldova, fie că este în Anglia, acolo unde a emigrat. Noi am prins-o aici, acasă, și am provocat-o să ne gătească ceva gustos. Evident, a acceptat. Ce a ieșit, vedem chiar acum. Experimentele în bucătăria Leancăi Anastasiev sunt la ordinea zilei. Le face din plăcerea ce își are originea din copilărie. Deci pasiunea pentru gătit a venit din copilărie. Am avut noroc din niște părinți care îmi permiteau să fac absolut orice la bucătărie. De asta am avut frâul liber la tot. Eu iubesc să mănânc ceva delicios. De asta unii pot să mănânci ceva mai delicios decât mâncarea pregătită de tine. Dar cât de bine gătește Leanca, vom afla după ce... Pregătim julien, doar că nu un obișnuit, dar într-o tarte de cartofi. Pentru asta vom avea nevoie de cartofi fierți, cașcaval, ciuperci, piept de pui, frișcă, un ou. Acum că toate sunt pregătite, start acțiunii! Trebuie să tăiem ceapa în jumătăți de rondele. Următoarea etapă o să tăiem ciupercile în fâșii. Ciupercile le vom adăuga în tigaie după ce ceapa va avea o culoare aurie. O să tăiem acum pieptul de pui, atâta timp cât se prăjește ciupercile cu ceapa. Vom face crusta din cartofi, din piure de cartofi. Pentru asta am fiert în prealabil 450 de grame de cartofi. O să-i adăugăm, o să-i pisăm. O să adăugăm în piureaua de cartofi 50 de grame de cașcaval, un ou, 50 de grame de făină. Întindem aluatul bine. Cuptorul s-a încălzit. Așa arată tarta noastră din piure de cartofi. Acum aici o să punem umplutura noastră din ciuperci și piept de pui. Acum o punem în cuptor.